Salutare prieteni, bine ați venit pe tutoriale gratuite.wordpress.com Mai bine zis la tutorialul de sâmbătă și în acest tutorial vom vorbi despre developer și vom vedea cum putem să fim noi ca utilizatori obișnuiți să fim developer Android Cu Cum vom face acest lucru practic? Vom deschide un browser și vom scrie pe Google SDK Dăm un Enter și vom vedea că ne va duce pe developer.android.com.sdk sdk va trebui să intrați neapărat pe această pagină nu pe alta, dați click aici iar apoi vi se va oferi către download o arhivă așteptăm un pic să încarce pagina aici dați download the sdk ATD, ATD bundle for windows o să închid browserul, extragem această arhivă cu SEO în Zip sau în rar, Dăm extract tu. Așteptăm să extragă arhiva. Practic, ce vom putea face cu acest developer? Vom putea să descărcăm anumite sisteme de operare și tot felul de programele pentru Android și vom putea testa direct pe PC-ul nostru sisteme de operare Android. Bineînțeles într-un simulator care simulează foarte bine un telefon Android Nu vom putea, adică vom avea câteva limitări Nu vom putea suna pe cineva Nu vom putea vizualiza camera bineînțeles Și totuși putem face acest lucru camera Dacă ne conectăm webcam-ul putem face acest lucru Însă asta e altă poveste Și acum o să pun pe pauză ca să nu lungesc tutorialul inutil am revenit, mai este un pic și se termină, extragerea s-a terminat, a durat mai mult deoarece această arhivă nu are foarte, o mărime foarte mare, are, uitați, 607 mega folderul și arhiva are în jur de 402 mega, dacă nu mă înșel, 420, are foarte multe fișiere micuțe care trebuie copiate cu grijă și asta e chestia care face să dureze mai mult. Acum putem șterge această arhivă, oricum este disponibilă la download. Deschidem acest folder, deschidem și acest folder și intrăm în SDK Manager. Aici avem anumite foldere cu anumite package-uri care ne vor ajuta să rulăm aplicația portabilă. Rulăm SDK Manager, ne va apărea o comandă de terminal. Se va închide rapid și apoi va trebui să ruleze SDK Manager, softul despre care noi vom vorbi astăzi. S-a deschis softul, o să închid și eu acest folder. Aici uh, face un fel de supo, sudo apt uh, get update din Ubuntu, adică uh, face un update al registrilor și vede cam ce update-uri am putea face și tot felul de package -uri. Acum o să instalăm și noi un sistem de operare, o să instalăm uh, Android 4.2.2 și dăm install 7 packages. Va trebui să dăm accept license și install. Până se vor descărca, voi prezenta și un pic interfața. Packages. Avem aici Show Updates, New Packages, adică să ne arate actualizările și uh, package-urile noi disponibile. Show Installed Packages, să ne arate package-urile instalate. Show uh, Obsolete Packages. Uh, aici Show Obsolete Packages, să ne arate package-urile învechite. Uh, să ne arate arhi, detaliile arhivate, să le sorteze toate aceste actualizări de nivelul API sau uh, repository și putem da un reload să se, uh, să, se ref, să dăm un, un fel de reîmprospătare la acest soft. Avem aici tools unde putem da manage AVDS. Ce sunt aceste AVDS-uri? Sunt exact uh, sistemele de operare virtuale pe care noi le instalăm Manage Addons Site avem aici addonuri care le putem instala pe site-uri și Use Defined Site și putem face noi addonuri pentru alte site-uri avem aici opțiuni să introducem un HTTP proxy server sau un port proxy aici putem folosi download cache ca să ne descarce un cache în C și în program data dacă nu aveți program data vizibil, mergeți pe Organize, Folder and Search Options, View și bifați Show Hidden Files, Folder and Drives, Apply OK și veți avea vizibile folderele ascunse. Și Other, Force, HTTP, S, uh, Sources to be fetched using HTTP. Să forțeze securitatea HTTP, să transforme într-un HTTP simplu, Ask before restarting ADB, să ne întrebe dacă vrem să restartăm mașina virtuală și să facă un enable la uh, tool care ne arată un preview asupra ferestrelor. Aici iarăși putem uh, sorta uh, aceste update-uri după levelul API sau repository și putem bifa aici ce să ne arate updates sau uh, noile actualizări, cele instalate, obsolete, adică cele învechite și putem selecta noi alte update-uri. Putem deselecta toate. În cazul în care le deselectăm pe toate, avem opțiunea să le selectăm pe toate. Acum vedem că aici putem da un click să ne arate un o fereastră log, o fereastră care ne arate practic ce se întâmplă aici în această instalare. O să pun și eu pe pauză până se termină toată instalarea aceasta și voi reveni imediat după ce totul s-a terminat și vom vedea cum putem crea o mașină virtuală, cum putem să o testăm, ce trebuie să facem pentru ca aceasta să ruleze corespunzător. Vom vedea acestea, toate acestea după pauză. Totuși, până se termine de instalat, vreau să mai precizez ceva. Vreau să precizez faptul că aceste fișiere și sisteme de operare Android descărcate se vor stoca în acest folder pentru că aplicația este portabilă și trebuie să aveți destul spațiu pe local disk C pentru a face această operație. Dacă nu aveți destul spațiu, acum vedeți și voi ce instalați, puteți să nu mai instalați ce nu mai aveți nevoie, puteți debifa documentation for SDK, puteți lăsa doar cele mai importante, SDK Platform și acestea trei. și uh, în cazul în care nu aveți destul spațiu, v-am zis. Acum uh, voi pune din nou pe pauză și uh, voi reveni. Nu va mai dura foarte mult de acum încolo. După ce se termină de instalat acele package-uri, vom merge pe Tools, Manage avds. Ce vom face acum? Facem o mașină virtuală. Mergem pe New. Îi dăm un nume, de exemplu Android. Android. Selectăm device-ul, o să selectăm unul cu o rezoluție mai mică. De ce? Pentru că se încarcă mai repede. RAM-i lăsăm cât, cam așa. Back camera, putem lăsa o cameră emulată sau webcam, vedeți. Storage-ul și putem lăsa cam așa. Dăm ok și ok. Ne spune aici, ne dă tot felul de marcare de pe care să ne dăm seama, acea, al noastră este bună, dăm, o selectăm, putem da click pe detail să vedem detalii și putem selecta și dăm click pe start ca să înceapă și uh, îi dăm launch și ea va începe. Uh, dacă se blochează cumva acest program, așteptați și nu îl închideți pentru că nu va merge procesul. Trebuie să așteptați până totul se termină. Acum va începe probabil și mașina virtuală să ruleze cu Android. Vedeți? A rulat. Această ferestre le băgați în bară. Așa, stați-mă un pic. Și punem în prim-plan această fereastră. Vedeți că Android și logo-ul Android se încarcă. Vom aici anumite butoane cu care vom putea controla mașina virtuală pe care ne vom loga și uh, veți vedea că vom avea și conexiune la internet, vom avea posibilitatea de a naviga pe anumite site-uri, putem naviga chiar și pe site-ul nostru. Bineînțeles, durează acum acest proces, nu voi mai aștepta până când se termină, voi puteți testa și voi puteți vedea cum se face, cum merge și cum se lucrează cu această mașină virtuală, eu nu mai prezint acest lucru pentru că totul depinde numai de imaginația voastră. Eu vă mulțumesc pentru vizualizare, ne vom vedea sâmbata viitoare cu un nou tutorial video HD. La revedere!